Eu aș vrea să începem întâi cu prima perioadă a vieții, bebelușenia. Care sunt momentele care ar trebui să le observăm ca părinți pentru a identifica etapele normale de dezvoltare ale bebelușului? Da, cred că ar trebui să încep prin a spune că fiecare copil se dezvoltă în propriul său ritm. Există totuși anumite repere pe care noi putem să le urmărim pentru a putea să ne dăm seama dacă copilul se află în etapa în care ar trebui să fie în dezvoltarea sa neuropsihică. Spre exemplu, la vârsta de o lună, bebelușul nu poate să recunoască fețele părinților. El vede mai degrabă niște imagini în alb-negru, niște umbre, vede ceva care se mișcă, dar nu putem să avem totuși așteptarea ca bebelușul nostru să fie foarte, foarte prezent și să zâmbească atunci când ne vede. Unii autori spun că la vârsta aceasta de o lună, bebelușul poate pe parte motorie să își miște capul stânga-dreapta și să-l ridice puțin în momentul în care este plasat pe burtică. La două luni, de exemplu, acuitatea sa vizuală se îmbunătățește ceva mai mult, dar abia la 3 luni poate să recunoască foarte bine fețele părinților și poate să vadă alte persoane care se mișcă în câmpul său vizual. Adică poate să le vadă dacă se află la o distanță de 1 metru, 2 metri, adică dacă se află în cameră, nu poate să vadă totuși foarte departe. La vârsta aceasta de 3 luni este foarte important ca bebelușul să poată să își susțină singur capul. Cam pe la vârsta de 4 luni ar trebui să înceapă să copieze mimica adultului, adică să poată să zâmbească dacă noi îi zâmbim. Apoi, ca reper, putem să luăm vârsta de 6 luni. Atunci, la 6 luni, copilul trebuie neapărat să poată să stea înșezut, dar fără să fie sprijinit între perne, să poată să se mențină singur. Trebuie să transfere un obiect dintr-o mână în alta, trebuie să poată să silabisească sau să pronunțe măcar vocale.